Salut din nou, am ajuns în Galați. M-am mai gândit între timp. Cred că nu sunt inspector cheia. Cred că o să devin inspector Megan. Regulă atunci. Hai să dăm o rată mașinii, să vedem cum arată din toate unghiurile și ce imperfecțiuni putem remarca cu ochiul liber. Din start putem vedea bara care este frecată. Din nou și aici aripă, haion. Stopul este și el un pic zgâriat. Usta, bara spate agățată și mai sus. Aparent a avut talentul să evite fix senzorii de parcare. Un pic de coajă de portocală pe aripa dreapta spate. Oglinda nu se așează bine și se cam mișcă. Nici aripa nu se așează foarte bine cu ușa. Și aici avem un pic de luft și aici. Și aici ne rămâne degetul. Aripa asta e frecată. Nu, nu o să iasă la poliș pentru că îți rămâne unghia. Bara față e revopsită și e plină de gunoiașe de genul ăsta. Hai să începem prin a discuta despre ce știam noi când am venit aici în Galați la mașină despre aceasta. Păi, e venită din Germania. A avut un singur proprietar, o persoană fizică. Este un Megane 3 cu motor 1.2 TCE, ceva destul de rar, mai ales pe această mașină. Kilometraj mic, undeva la 77.000 de kilometri. Este informația pe care am primit-o inclusiv de la reprezentanță, s-a documentat clientul înainte să venim. Am aflat totodată că mașina a avut un incident la partea din față, are ambele faruri schimbate. Am ridicat capota, am confirmat acest lucru. Noi am făcut deja verificarea. Din nou sunt în contratimp. Se grăbesc să plece să obțină numere roșii, așa că tragem doar câteva concluzii. Bara față este schimbată. Aripa dreapta față, care nu stă foarte bine, aceea este înlocuită și nu este originală. Este ceva made in Taiwan, probabil, pentru că nu se așează perfect. Pe partea stângă nu avem revopsiri. Toate geamurile sunt originale, inclusiv parbrizul. Însă, laterala dreaptă este integral revopsită. Aceasta este înlocuită și deja are o înduitură mică acolo la buză, plus zgârieturile respective. Oglinda despre care spuneam că nu se așează bine. Ușa dreaptă față revopsită. Ușa dreaptă spate revopsită și ceva kit aici jos, pe toată buza aripii. Și aici un pic pe ușă, foarte puțin. Ce am putut vedea însă. Ușa dreapta spate a fost dată jos. Prinderile sunt intervenite. Este originală. La fel și geamul. A fost înlocuită pentru a se putea repara și vopsi. Este vopsit inclusiv stâlpul, pragul. Ca și nivel de grosime, undeva la 120-130 de microni. De fabrică, grosimea este undeva între 60 și 85. Deci încă, să spunem, aproape jumătate de strat. Este vopsit pierdut. Stickerul cu seria de șasiu se vede că a fost dat jos și reaplicat.
pentru că pe zona aceasta s-a lucrat. Nu au folosit tehnica benzii de mascare, ci pur și simplu pe aici pe undeva au mascat și au vopsit tot ce înseamnă prag, aripă, până pe aici undeva în sus unde se pierde. Încărcătură de kit aici în zona aceasta. Sunt, e o zonă mică, cam cât palma mea așa, unde aparatul nu mai citește, ceea ce înseamnă că este peste 2 mm de kit grosimea încărcăturii, dar nimic serios. Pe aici pe jos nu se vede absolut nimic, pe sub mașină nici atât, deci a fost doar o chestie pur cosmetică, nimic despre care să ne facem griji. Ok, și ce altceva mai știm despre mașină? Păi am mai observat un lucru, deși aripa aceasta nu este intervenită, nicio revopsire practic pe partea asta, amortizorul este nou, la fel și bascula și la fel și planetara. Altfel, burta mașinii este curată, nu văd scurgeri, nu văd alte urme de intervenție decât ce spuneam. Ce s-a fi întâmplat, habar n-am, cel mai probabil a dat în vreo groapă, în vreun canal, ceva fără capac, altceva nu este afectat. Evacuarea, ca la orice mașină din Germania, datorită mediului alcalin, este destul de ruginită. Nu avem amortizor cus, arc afectat. La fel și în partea cealaltă. Evacuarea este super ruginită, dar în afară de asta cam nimic altceva. Fără probleme aici sus la armătură spate sau lonjeroane, mașina nu a avut avarii la partea din spate. Bineînțeles, cu excepția celor prezente pe bara spate. Care se întâmplă. Cât despre anvelope, discuri și plăcuțe. Anvelopele sunt marca Michelin, sunt din 2014 pe puntea față, contemporane cu anul de fabricație al mașinii. Discurile, buzura pe interior este foarte mică, la fel și cea de pe exterior, plăcuțele sunt noi. Iar pe spate, anvelopele sunt 2016. Anvelopele se vede că sunt destul de îmbătrânite, sunt tari ca piatra, adică astea trebuiesc înlocuite. Iar la puntea spate, anvelopele sunt din 2016, mai au și mai multă cărniță rămasă, nu prezintă urme de îmbătrânire, discurile însă sunt ceva mai uzate, plăcuțele sunt cam pe la 40-50% maximum. Așa cum i-am menționat și clientului, când se vor termina plăcuțele acestea, vor trebui înlocuite și discurile. Și lichidul de frână, bineînțeles. Deci și pola l-a schimbat inclusiv de acum. Pentru că la cum arată plăcuțele astea și în funcție de cum va conduce dumnealui, 10-15.000 de kilometri nu va avea probleme. S-au transpus în timp, după discuțiile pe care le-am avut vis-a-vis de rulajul anual al acestuia, probabil va dura mai mult de un an, un an și jumătate până va face 15.000 de kilometri. Și la compartimentul motor unde se regăsește 1-2 TCE-ul, rar întâlnitul, haideți să vă arăt întâi partea cu aripa. Odată prinderea este intervenită, aici se poate vedea o ștanță, iar vopseaua este look glossy, ceea ce în partea cealaltă nu o să vedeți, sau la aripile de fabrică, din general, nu o să vedeți așa ceva. Prinderile capotei sunt și ele intervenite, prinderile de sus, cele de jos sunt intacte. Farurile n-au urechile rupte, aici avem o etichetă, acesta are an de fabricație 2018, iar cel de aici este 2019. Deci ambele faruri au fost înlocuite, așa cum ni s-a și spus, bara față este și ea înlocuită. Ceva mici urme de la pățania de atunci. Electroventilatorul, în schimb, este cel original, a scăpat. Draggerul arată să fie totuși cel original, surprinzător. Bateria start-stop este nouă. Fluidele sunt la nivel, lichid de frână și antigel. Motorul, ca de obicei, eu am parte apare numai de motoare bune care nu prezintă scurgeri. Nici asta nu este excepția de la regulă. Turbosuflanta este curată, nu avem probleme la garnituri. Zero scurgeri, cureaua de accesorii arată bine, distribuția este pe lanț,
nu se aude absolut deloc. Mașina era nepornită de mai bine de o săptămână când am ajuns noi la ea. Am pornit-o la rece, nu s-a auzit nimic suspect, pornește foarte bine. Și cum spuneam, inclusiv la trenul de rulare, la planetare, chiar dacă s-a intervenit acolo, aceea fiind înlocuită, nu avem niciun fel de altă scurgere, niciun fel de urmă de uzură pronunțată sau ceva de genul acesta. Iar motorul în sine se aude foarte bine. Singura problemă pe care am reparat-o a fost că clima nu funcționa. Fiind la un service totuși unde se vinde și mașina, a fost pusă pe roboțelul despre care vă tot povestesc eu. S-a completat cu ulei și cu freon. Mai avea extrem de puțin freon. Totul funcționează acum perfect. Și nu are pierderi. Nu fustie, nu pierde pe nicăieri nimic. Deci ok. Haideți să vă arăt și interiorul. Începem cu volanul, care arată foarte bine. Nu are urme de inele, zgârieturi și alte chestii de genul acesta. Tapiseria arată și ea foarte bine. Este curată, nu are rupturi. Plafonul arată foarte bine. E o mașină cu care, în ciuda aparențelor, de regulă mașinile astea prin Germania, Franța, Belgia, Olanda, de unde vin ele, sunt folosite pentru a căra diverse chestii sau cutii și așa mai departe. Și sunt de regulă destul de murdare pe plafoane, pe tapiseria spate, în portbagaj, zgârieturi, chestii, trestii. Asta nu are așa ceva. Ceea ce dovedește încă o dată faptul că, așa cum știm și din documente, este vândută la o persoană fizică. Și asta se vede. Este o mașină care la interior este chiar de-a dreptul îngrijită și foarte, foarte, foarte curată. Ceea ce îmi place. Hai să vă arăt și kilometrii mașinii ca să vedeți exact cât are acum. Am pus și testerul pe mașină după ce am acționat toate comenzile și dotările. N-avem erori decât de curent slab, deoarece, așa cum ați văzut, bateria a fost înlocuită, le-am șters, am dat o rescanare. Singura care a rămas era presiunea de la freon, care era foarte scăzută. Dar s-a remediat și asta deoarece a fost umplut sistemul și totul funcționează perfect. Ce-am mai constatat însă... Ce-am mai observat însă pe tester a fost că una dintre bujii mai avea erori de aprindere, bujia numărul 4. Deci am recomandat clientului să înlocuiască toate cele 4 bujii. Și pentru că tot am ajuns la recomandări, ce avem noi de făcut la mașina asta? Aș vrea totuși să se facă o geometrie, având în vedere că s-au înlocuit pe aici niște lucruri la trenul de rulare, totuși să verificăm, mașina merge bine. N-am putut face o probă de drum ca la carte, ne-am plimbat pe aici prin curte. E nevoie de viteză ca să vezi. Însă, fiind anvelopele originale, dacă era să avem ceva uzură inegală, unghiul de fugă dat peste cap, s-ar fi văzut uzura la anvelope. Nu este cazul. Dar pentru siguranță i-am recomandat clientului să o facă. Mai departe, numărul 2. Revizie la motor, bineînțeles, filtre și ulei. Înlocuire ulei la cutia de viteze, mașina are 4 ani, sigur nu s-a făcut niciodată. Nu mai așteptăm să înlocuim plăcuțele și discurile pe spate, facem și lichidul de frână tot acum și îl mai facem peste un an jumate, 2 ani când vom schimba plăcuțele și discurile pe spate și probabil și plăcuțele pe față. Revizia la aceea am făcut-o chiar acum, deci o tăiem de pe listă, bateria e nouă, o tăiem de pe listă. Schimbăm totuși, eventual și antigelul, însă cu mare atenție să nu dăm ceva peste cap la pompa de apă. Pentru că s-a mai întâmplat, m-au mai sunat clienții să-mi povestească și de la o chestie banală a ajuns să o dai în alte surprize și alte bucurii. Iar în rest, apă, paie și bătaie. Benzină, grijă și dragoste. De altceva nu are nevoie mașina. Anvelopele înlocuite, bineînțeles, clientul știa să facă asta oricum, era hotărât de fapt să o facă dinainte să ne vedem, să ajungem și noi aici. O să trăiască și anvelope de iarnă. Deci dacă este să punem cap la cap tot ce e de băgat în mașinuța asta, sunt doar chestii de mentenanță. La distribuție nu ne atingem că e pe lanț, cureaua de accesorii nu e cazul încă, nu are nici vârsta și nici kilometri mulți încât să necesite înlocuire. Așadar totul este la minim. Prețul 7500. S-a negociat la 7250. Eu zic că suficient cât să acopere totul mai puțin anvelope. Ceea ce probabil este ok pentru o mașină din 2014 înmatriculare la final și cu 77.000 de kilometri certificați de cei de către la Renault. Dacă merită sau nu, vă las pe voi să spuneți. Dacă ați avut de-a face cu mașina asta,
Și dacă da, cum vi s-a părut? Și dacă nu recomandați, de ce nu recomandați? Hai să ne ajutăm între noi. Toată lumea să aibă ceva de învățat.